Salut prieteni și bine ați venit sau revenit pe canalul meu, numele meu este Felix și în acest video vreau să îți vorbesc puțin mai mult despre Robert Kiyosaki. Fiindcă sper că acest video îți va salva niște timp, niște energie și îți voi spune ceea ce cred eu, fiindcă de obicei încerc să iau decizii cât mai bune, cu informații cât mai multe și să încerc să îți dau și ție informațiile care cred că m-au ajutat pe mine. Și desigur, de multe ori am pierdut și eu timp aiurea, însă în acest video vreau să desenăm pe această tabletă și o să intru acum să înregistrez și să îți desenez oarecum cam care este părerea mea despre Robert Kiyosaki, fiindcă s-ar putea să fi auzit de Robert Kiyosaki, fiindcă dacă îi verifici viața sau dacă ai auzit de el, în principal, probabil ai auzit despre cartea lui care a fost publicată în 1997 și aceea este Rich Dad, Poor Dad, adică tată bogat, tată sărat. Și este considerată cea mai populară carte pe acest subiect al finanțelor personale. Dar trebuie să te gândești și la următorul lucru, fiindcă vreau să fiu sincer, până la urmă, popularitatea nu putem să spunem că este egală cu calitatea. Și cred că ai văzut astea de multe ori, nu? Nu cel mai bun produs câștigă întotdeauna. Nu cele mai bune informații ajung la cât mai multe persoane. Este o diferență între popularitate și între calitate. Adevărul este că Robert Kiyosaki este probabil unul din cei mai populari în acest domeniu al finanțelor personale. Însă trebuie să te gândești la următorul lucru, că dacă ne-am uitat, să spunem, la cariera lui, am vedea că în acest an, da, 1997, a scos această carte și să spunem că pe partea aceasta avem calitatea, cât de înaltă este calitatea. Ideea este că el a fost la acest punct al calității, să spunem aproape de maxim. Însă dacă te-ai uitat la ce a făcut după aceea, la calitatea resurselor și oarecum cât de folositoare sunt per banii cheltuiți, fiindcă după 1997 eu aș spune că așa s-a cam dus calitatea, dacă nu am putea spune chiar așa, direct. Fiindcă dacă ai verificat, dacă ai studiat, dacă ai cercetat ceea ce se întâmplă cu afacerile lui sau ceea ce face el cu business-urile lui, cu informațiile pe care le oferă, fiindcă aș putea chiar să spun că informațiile de pe acest canal sunt probabil mult mai folositoare decât ceea ce oferă el în acest moment. Și asta îți spun fiindcă dacă ai vedea cum funcționează în acest moment business-ul lui sau oarecum ce face el în acest moment. Să spunem că ai cumpăra cartea lui, Rich Dad, Poor Dad, da? Să spunem că ai cumpăra această carte. E bine, de obicei știi ce face el, fiindcă această carte nu știu cât este în Statele Unite, dar să spunem vreo $20. Ideea este următoarea, că după ce cumpere această carte, după aceea el o să-ți promoveze un eveniment de 3 zile care va costa $700. Și te gândești, nu? Că probabil îți va oferi informații mult mai bune. Problema este următoarea, că după aceea, după ce cumperi cartea, ori prin reclame pe internet, fiindcă știi cum e, când ai intrat pe o pagină, după aceea vei fi urmărit de acele produse sau de ceva similar cu acel lucru. Și la fel face și Robert Kiyosaki, sau mai bine zis echipa lui. După ce ai cumpărat o carte de-a lui, vei fi probabil invitat la un eveniment gratis, da? Deci acest eveniment este gratis, normal că de ce ai ratat această ocazie să te duci la un seminar de o oră, de două, de trei? E bine, problema apare aici, fiindcă acest seminar gratis este doar un mod de a te face să ajungi în acest loc, care este un seminar mult mai avansat, din ce spunei, de 3 zile, care costă $700. Îți dai seama, $700, 3 zile, pentru americani, de obicei, poate să sune ca o ofertă foarte bună, da? Fiindcă dacă aici, în acest pachet de $20, ai reușit să iei atât de multe informații bune, îți dai seama ce se va întâmpla în 3 zile pentru $700. E bine, adevărul este că dacă citești, persoanele care s-au dus acolo, de obicei, au primit informații că pentru a ajunge la următorul nivel, trebuie să plătești pentru un alt eveniment de 3 zile, am impresia, și pe deasupra probabil o să primești un mentor, ceva în genul. Am impresia că doar vreo $50,000 era să te duci la acest eveniment unde o să vorbească o persoană care poate a dat lovitura, poate a avut strategii bune, însă
să asculți o persoană care ar putea să ofere la fel de bine informație gratis pe YouTube dacă ar dori. Și adevărul este că multe persoane fac asta. Dacă te uiți la Warren Buffett, a câștigat miliarde de dolari și informațiile sunt gratuite. Poți să le găsești pe YouTube, poți să le găsești la evenimentele ținute de compania lui Berkshire Hathaway, ținea anual și a ținut și anul acesta o conferință și răspunde la orice întrebare fără a cere un ban. Și asta o face fiindcă deja are destui bani. Nu asta îl interesează. Pe când, după cum vedem, la Robert Kiyosaki, asta este problema, că a avut, să spunem, a dat lovitura aici, în 1997. Și după aceea a văzut că nu trebuie neapărat să faci ceva nou ca să câștigi bani. Adică și-a dat seama că este ușor să păcălești lumea, să creadă că dacă dai mai mulți bani, normal că o să primești informații mai valoroase. Însă asta este departe de adevăr, fiindcă aceleași informații poți să le iei gratuit, desigur, de multe ori nu le găsești atât de simplu, însă fie gratuit, fie să spunem un curs pe Skillshare, fie să spunem prin alte cărți sau prin interviuri, fiindcă persoanele cele mai bogate din lume dau destule interviuri și de obicei spun, fără mari rețineri, secretele, să spunem, da? Fiindcă adevărul este că nu există neapărat vreun mare secret în lumea asta, ci sunt doar informații pe care poți să le culegi de oriunde, trebuie doar să știi unde să cauți. Și ideea este că asta este problema cu Robert Kiyosaki în acest moment. Dacă te uita la ultima lui carte, care cred că a scos-o anul trecut sau anul acesta, nici eu nu sunt sigur, și aceea se numește, dacă mi-amintesc bine, Fake. Mulți ar putea să știi și fiindcă a avut un interviu, un podcast cu Buhnici și în acel interviu, desigur, situația nu a mers prea bine, fiindcă el, Robert Kiyosaki, și-a dat seama cum funcționează acest tărâm, să spunem, al podcastului sau al vorbitului în public. Nu trebuie să reinventezi roata, trebuie să repeți mereu același lucru și de aceea dacă îl asculți o să zică aproape în fiecare interviu de cel puțin 5 ori fake, 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 adică are o structură a informațiilor pe care vrea să le ofere. Deja cam știe în capul lui cum eu în videourile mele știu, de exemplu, cam cum mi-l încep și cum mi-l închei. Așa și el când oferă interviuri, poți să fii destul de sigur că se gândește mult mai departe și este mult mai atent cu fiecare cuvânt, fiecare propoziție pe care o zice. Iar această carte, desigur, este doar un mod de a primi, să spunem, cât mai multă atenție la un preț cât mai mic, pentru ca apoi, din acele persoane, să spunem că câteva, fiindcă să spunem că aici sunt persoanele și, na, normal, unii ori să mai iasă, da, nu o să se ducă toți către acest punct, care să spunem că este acest eveniment de, să spunem, poate $700 inițial. Este că informații pe care le oferă el oarecum nici măcar nu sunt de un foarte mare ajutor, fiindcă dacă le-ai ascultat vorbind, ai vedea că se învârte oarecum în cercuri. În sensul că dacă cineva îi pune o întrebare, să spunem că răspunsul e aici. Ei bine, el de obicei se duce așa, fiindcă ajunge mereu în același punct în care vrea el să ajungă. Fiindcă este destul de simplu. Uită-te la politicieni și o să-ți dai seama cum poți să eviți un răspuns fără nicio problemă. Și desigur, asta nu înseamnă că Robert Kiyosaki nu știe răspunsul sau nu știe care ar fi informațiile bune. Însă, de cel mai multe ori, fiind pregătit dinainte, își dă seama că nu are de ce să ofere cele mai bune informații, fiindcă altfel poate ar pierde el. Fiindcă eu am încercat să-l mai urmăresc pe Kiyosaki și mi-am dat seama că este genul de persoană puțin cam egoistă, să spunem. Genul de persoană care preferă să te facă mereu să crezi că aici o să afli ceea ce trebuie la acest eveniment de $50,000. Și adevărul este că am impresia că mai are și pachete de 40,000, 30,000, 20,000, 10,000. Ideea este că sunt persoane care sunt dispuse să dea atâția bani dacă Robert Kiyosaki sau echipa lui promite că va aduce acestuia în schimb de-a lungul timpului $1,000,000, da? Fiindcă de obicei noi plătim bani pentru a avea un anume rezultat mai târziu. Cam asta face Robert Kiyosaki de ceva timp, aș spune. Își promovează acest eveniment, fiindcă desigur, reușind aici să creeze această carte care a devenit populară, acum are foarte multă atenție. Și ce poți face cu atenția? O monetizezi cumva, iar el nu o monetizează nici, să spunem, într-un mod oarecum, să spunem, cu bun simț. Adică nu vinde ceva care să fie oarecum la un preț accesibil, la un preț la care poate ar putea toată lumea să învețe, nu? Ci
Adevărul este că oferă pachete din ce în ce mai scumpe și le oferă pentru informații care nu sunt neapărat atât de rare. Și asta este ideea principală. Cu asta o să încerc să închei acest video, fiindcă aceasta cred că este ideea principală a videoului, că el oferă informații. Din asta face bani, din asta a făcut bani de mult timp. Și ca să îți spun ceva ce am citit despre el, la un moment dat el a fost la un seminar de dezvoltare personală înainte să ajungă la această carte. Și acolo a aflat și și-a dat seama că, de fapt, banii și efortul nu trebuie să fie la același nivel. Adică poți depui puțin efort să ai mulți bani. Și el se pare că asta a ales să facă, fiindcă, în acest moment, dacă te uiți la informații pe care le oferă, ai vedea că dacă cauți un răspuns specific, el se va duce mereu pe lângă răspuns. Rar va răspunde. Și asta, după cum ți-am arătat, fiindcă nu este neapărat în interesul lui și oarecum nu are probabil această dorință să ajute alte persoane, precum să spunem are Tony Robbins, care dacă ei verifica interviurile, sute de interviuri, ai vedea că oarecum ajungi la aceeași concluzie. Chiar îi place să ajute alte persoane, fiindcă uite și eu, acum, ideal ar fi să te uiți la alte videouri de ale mele ca să crească numărul de vizionări, timpul petrecut pe videouri, însă de multe ori o să sugerez să închei cu vizionarea videourilor pe YouTube, adică dacă înveți un video, mai degrabă ți-aș sugera să închizi YouTube, să iei, să spunem, poate un program ca OneNote și să începi să-ți notezi, să iei acțiune cu acele lucruri, fiindcă poate pentru 10 minute, 15 minute prefer să știu că te uiți atent la un lucru, dar apoi cred că este de ajuns încât să poți să faci ceva cu acele informații, fiindcă așa de învățat putem să învățăm mereu. Te uiți la un video de 10 minute, apoi la altul de 10, altul de 10, altul de 10 și după aceea îți dai seama că ai uitat informațiile din primul video. Și de aceea și cu Robert Kiyosaki ți-aș sugera să citești probabil acea carte Rich Dad Poor Dad, dacă deja n-ai făcut-o. Dacă ai făcut-o atunci, ai făcut tot ce trebuia în legătură cu lucrările lui. Și ideea este că această părere în legătură cu Robert Kiyosaki mi-am făcut-o de-a lungul timpului, după ce m-am informat, după ce am cercetat și după ce, să spunem, cred că am destule motive să cred că ceea ce am spus acum oarecum este adevărat și probabil dacă o să îl urmărești, deși neapărat nu aș recomanda să pierzi prea mult timp cu asta, o să observi același lucru. Și nu e așa că majoritatea dintre noi oarecum avem un instinct destul de bun în general să ne dăm seama de o persoană, cam ce intenții are sau prin ceea ce spune, ce direcție ne duce, fiindcă de aceea am mai prins și un mesaj de la persoane care poate l-au mai ascultat pe Kiyosaki și la fel îmi spuneau că nu prea înțeleg nimic. Și de aceea și eu de multe ori mă concentrez pe lucruri simple, pe lucruri care știu că ne ajută și nu mă complic să intrăm poate în detalii foarte avansate care nu ne-ar ajuta niciun fel. Fiindcă după cum ai văzut am acoperit mai multe subiecte, majoritatea simple, dar importante, fiindcă până la urmă lucrurile importante nu trebuie să fie complicate, nu-i așa? Să ne spălăm pe dinți în fiecare dimineață nu este neapărat un lucru complicat, dar este un lucru esențial, să spunem, nu? Este un lucru foarte important. Ok, și asta a fost destul pentru acest video. Dacă simți că ai plecat cu ceva, cu o informație folositoare, te rog, lasă un like, fiindcă ajută și canalul, ajută și acest video să ajungă la mai multe persoane. Dacă ai ceva să-mi spui sau orice altceva ce ai vrea să întrebi ori pe mine, ori pe alte persoane din comunitate, poți să lași secțiunea de comentarii. Și dacă mai vrei să vezi astfel de videouri, poți să apeși pe butonul de subscribe, să dai și pe clopoțelul de lângă și o să fii notificat imediat ce scot un alt video. Dacă ți-a plăcut acest video, probabil o să-ți placă și celelalte pe care o să le mai scot sau cele pe care deja le-am scos în caz că nu le-ai văzut deja. Ok, și cu asta chiar o să închei și sper să ne vedem în cât mai multe videouri.